Bună ziua, mă numesc Cristina Câmpeanu. Vă voi vorbi despre TVA privind debarcarea embarcațiunii. Am deținut o embarcațiune care, în urma unui accident, a fost avariată în totalitate și care, fiind asigurată, agentul asigurator ne-a despăgubit. Vă rugăm să ne precizați în baza căror documente se realizează scoaterea din gestiunea mijloacelor fixe, ținând cont că, în conformitate cu polița de asigurare, EPAVA intră în proprietatea agentului asigurator. Se realizează ajustarea TVA, în acest caz, pentru ce valoare? Deși avarierea s-a realizat în luna martie 2011, despăgubirea a fost primită în luna aprilie și noi am considerat normal ca aceasta să fie scoasă din evidența mijloacelor fixe. Agentul asigurator, în luna iulie, ne-a întocmit o adresă prin care se solicită să predăm EPAVA unei persoane terțe, motiv pentru care noi am realizat o factură pe valoare zero, ținând cont că EPAVA, în mod normal, odată cu plata despăgubirii, ajungea în posesia agentului de asigurare. Cum considerați că era corectă și oportună realizarea acestei situații? Ca și principiu general, considerăm că, din punctul de vedere al TVA, sunt aplicabile prevederile de la articolul 128 alineatul 8 din Codul Fiscal, ce stabilește. Nu constituie livrare de bunuri în sensul alineatului 1. Bunurile distruse ca urmare a unor calamități naturale sau a unor cauze de forță majoră, precum și bunurile pierdute ori furate, dovedite legal, astfel cum sunt prevăzute prin norme. Normele metodologice stabilesc că acestea trebuie justificate prin documente oficiale, iar bunurile nu se mai întorc în circuitul economic. Se necesită analiza faptului dacă TVA dedus la achiziție trebuie ajustat. În acest caz, considerăm că sunt aplicabile prevederile de la articolul 145 alineatul 3 din Codul Fiscal, ce permite deducerea TVA dacă achiziția nu contravine prevederilor alineatului 2. Persoana impozabilă are dreptul de deducere a taxei și pentru cazurile prevăzute la articolul 128 alineatul 8 și articolul 129 alineatul 5. Altfel spus, legiuitorul a permis deducerea TVA pentru bunurile distruse în cazul de forță majoră. În plus, sunt aplicabile și prevederile de la punctul 6 alineatul 13 din hotărârea de guvern 44/2004 privind normele de aplicare pentru articolul 128 alineatul 8 din Codul Fiscal, ce stabilește. Prevederile articolului 148 și 149 din Codul Fiscal referitoare la ajustarea dreptului de deducere nu se aplică în situațiile în care, conform articolului 128 alineatul 8 din Codul Fiscal, nu se consideră că are loc o livrare de bunuri cu plată. Astfel spus, nu se necesită ajustarea TVA pentru bunurile de capital. Acest punct de vedere este redat și de circulara ANAF 5044/6/2008 privind aplicarea unitară a unor reglementări privind TVA. În concluzie, din punctul de vedere al TVA, considerăm că nu trebuie ajustat TVA dedus inițial. Din punct de vedere documentar, considerăm că scăderea din gestiune se realizează la data eliberării documentului de predare a EPAVA-i la societatea reciclatoare REMAT, acest document având și rolul radierii embarcațiunii din evidența autorității navale române.